Sărăcia, o provocare tot mai mare pentru români. Mulți dintre ei sunt nevoiți să-și cheltuiască toți banii înainte de următorul salariu. În general, banii sunt cheltuiți pe utilități și alimente. Sunt tot mai multe cazuri în care salariile nu mai ajung nici măcar pentru alimentele de bază. Un studiu realizat de curând arată că aproape jumătate dintre românii nu se mai descurcă cu veniturile lunare. 41% cheltuiesc toți banii cu o săptămână înainte de a primi următorul salariu. Românii trăiesc pe muchie de cuțit, din punct de vedere financiar, pe fondul inflației explozive. La modul general, sigur că s-au mărit cât de cât prețurile la utilități, în special la alimente și din pensia pe care o am, o pensie medie, reușesc să fac față, dar destul de dificil, ca să zic așa. Impozitul la clădiri a crescut, la terenuri, de asemenea, la telefonie, oarecum la gaze, la electricitate, astea sunt problemele. Oarecum prețurile nu sunt la fel ca veniturile, nu au crescut cumva proporțional? În niciun caz nu se acoperă cu inflația, nu se acoperă. Asta e situația. Un român din 10 se plânge că nu îi ajung veniturile nici pentru mâncare. Aceeași proporție rămâne în urmă și cu facturile. Asta se întâmplă în condițiile în care aproape 2 dintre ei respondenți mai iau pe lângă toate cheltuielile și grija ratelor bancare. Așa că la final de lună, când trag linia veniturilor și cheltuielilor, 7 din 10 români observă că nu le mai rămâne niciun leu de economisit. Lipsa banilor este o problemă acută și completată de teama că prețurile vor continua să crească. Duce la o stare de spirit negativă și la multă frustrare. Pensionarii sunt cei mai afectați de această situație, dat fiind faptul că pensiile nu acoperă cheltuielile lunare. Majoritatea nu pot economisi bani pentru că prețurile pentru utilități au crescut foarte mult, la fel cum au crescut prețurile pentru medicamente sau alimente. Cum vi se pare că românii se mai descurcă, având în vedere toate scumpirile din ultima perioadă? Foarte greu. Mult mai greu decât în anii anteriori. Credeți că prețurile care au crescut nu sunt neapărat proporționale cu veniturile care s-au majorat și ele, dar nu suficient? Așa este, într-adevăr. Nu sunt direct proporționale. Deci este o disproporție între venituri și cheltuieli. Reușiți să mai economisiți bani? Nu. În niciun caz. Și probabil foarte multă lume în situația asta. Spuneți-mi, vă rog, cum vi se pare că vă mai raportați la bani în condițiile în care au crescut foarte mult prețurile din cauza inflației? Să știți că au crescut prețurile mari, dar pensiile le avem foarte mici. Eu am lucrat 44 de ani și am, cu tot cu mărirea, am ajuns la 14 milioane. Foarte greu. Reușiți să mai puneți deoparte în condițiile acestea? Păi unde că nici nu mai ajungă, numai medicamentele dau 2.900.000 pe medicamente și întreținerea la bloc, căldura și alea. Foarte greu ne descurcăm cu pensiile foarte mici. Am lucrat ani mulți de vechime și pensiile mici. De-abia supraviețuim de o zi pe alta. Ca să mai punem deoparte, nu mai am ce. Problema veniturilor insuficiente este cea mai prezentă în cazul românilor care au doar 8 clase sau doar liceul, fără studii superioare. 70% dintre cei cu facultate au spus că reușesc să se descurce cu banii de la o lună la alta, ceea ce subliniază din nou nevoia de educație. Trebuie să pună pe hârtie ce își doresc, ce trebuie și câți bani au. Potrivit aceluiași sondaj, bărbații care au stabilitate financiară se gândesc din ce în ce mai mult la investiții, iar femeile la nevoile lor sau ale familiei. Românii care nu se descurcă prea bine cu banii au început să cumpere mai puține articole vestimentare, să meargă mai rar în vacanțe, să cumpere produse alimentare mai ieftine și să gătească mai des acasă. În ultimii 2 ani de zile, produsele de bază s-au scumpit cu peste 50% în România. Cele mai afectate victime ale acestor scumpiri majore sunt pensionarii. În ultimii 30 de ani, sărăcia a determinat românii să plece pe bandă rulantă din țara noastră. Astfel, potrivit datelor neoficiale, în diaspora trăiesc peste 8 milioane de români.